Senatul a votat pe 21 iulie cu 86 de voturi pro, 28 contra și 17 abțineri, o propunere legislativă prin care se propune creșterea valorii indicatorului social de referință de la 500 la 1200 de lei. Odată pusă în aplicare, măsura ar urma să ducă la o mărire semnificativă a ajutoarelor sociale calculate în baza acestui indicator. Este vorba despre toate prestațiile sociale ca și venitul minim garantat, indemnizația de șomaj, ajutorul de încălzire sau chiar și alocația de stat pentru copii. Potrivit deciziei senatorilor, indicatorul social de referință va crește de la 500 la 1200 de lei, ceea ce presupune majorare de 140%. Pentru a putea intra în vigoare, majorarea trebuie aprobată și de Camera Deputaților și de președinte. Inițiatorii proiectului de majorare a ISR afirmă că raportarea prestațiilor sociale la ISR și plafonarea acestui indicator la nivel stabilit în 2008 a făcut ca, în ciuda creșterii economice din ultimii ani, protecția socială pe care o oferă statul român să fie tot mai precară și insuficientă. Categoriile vulnerabile au fost excluse deliberat de la beneficiile creșterii economice. Astfel, ponderea gospodăriilor care nu au putut efectua la timp unele cheltuieli a crescut de la 23,8% în 2007 la 30% în 2018, arată inițiatorii. Ei mai susțin că pandemia de COVID-19 riscă să excludă de pe piața muncii și să sărăcească zeci, chiar sute de mii de persoane care, până în prezent, aveau un loc de muncă, transformându-i în șomeri, iar apoi în beneficiari de ajutoare sociale. Ca urmare, spun ei, este o ocazie de a regândi și de a reașeza sistemul de protecție socială pe alte fundamente, mult mai echitabile și mai inclusive. În județul Sălaj sunt împlată circa 3.000 de beneficiari ai ajutorului social.